de impozitat, încă mesaje au venit de cu impozite, de impozitat blondele artificiale pentru concurență la prostii. La prostii. Uh-huh. La prostii. Uh-huh. Dorin scrie, impozit pentru parlamentari pentru migrarea dintr-un partid în altul. Au de unde? Adică banii ăștia, vrei să zici, 250.000, da? Cât se spunea că primește un... Se vehicula ceva, da, în presă cu 250. 250.000 să fie impozitat. Adică 20%, da? Impozit pe venit, TVA, nicio problemă. Plătești și oficial ai banii, știi cum fac. Culegești tachete după club, zice Ion, deja în această oră. Uite, exact, despre asta spuneam. Culege tachete sau pum, sau ce acolo. Sau își culege dinții de pe jos după aia, știi? Hai să vedem cum la capitolul ales, cum mergem... Te ascultăm la telefon. Cu imaginația. Să trăiți. Salut. Să înfloriți. Un moldovan culege în primul rând mai tot timpul și seamănă vecinul. Culege ce seamănă vecinul? Da, adică asta, Ricardo, vecinului a intrat la el în o gradă. A, tu de asta vorbești, da? În grădina lui. Alo, doi hărbujei. Poate vezi că el culege ce seamănă vecinul, poate are în vedere că se duce la maternitate, la soței sa și... El culege ce a semănat vecinul, înțelegi? Bogată fantezie ai. Păi nu, asta e că e pervers așa e la mine, știi că... Da. Te întrebăm pe tine, scrii la 9955 în schimbul unui premiu, ți reamintim, e vorba de un uscător de păr. Sau ne scrii pe pagina noastră de Facebook, Jurnal FM, post de radio, așa ne găsești. Vezi o poză acolo cu un lan de mac. Ia, vezi ce lan de mac. Planta asta a dorului. Aici, extraordinar. Aici, în comentariu la respectiva poznă, scrii și tu. Ce culege un moldovan? Prietenii Dorei, nu lui Dora, pășuța, hai să vorbim. Prietenii Dorei. Prietenii Dorei cu culeg buchetul iubirii. E cum prietenii, nu prietenii, dar ăsta, cum îi zice, clienții Dorei. Că prietenii, nu știu. Crede-mă că tot ei sunt prieteni deja. Da, posibil. S-au dat în săptămână la ea în vizită și de asta. Ia uitați cât am cules, PS nu este ilegal. Ți-am zis mai că e mac, mă. Ce-i mac, mă? Ce ți-am zis mai că e mac. Ia, stai. Da, mă. Da, posibil. Eu știu că e mai negru, dar ce fel de mac tu ai cules așa? Ei, na, e plin cu, cum se numește, cu... nitrați, da. Cu sulfiți, cu... Tot ce vrei, e modificat puțin genetic. Modificat genetic, da. E clonat, e un mac clonat. Altfel de albini le-au... E mac corentat. Alo. Alo, bună ziua. Bună dimineața, doamnă. Noroc. Elena Anini Noi. Da, Anini Noi. Moldovean culege psihotari, banane, portocale și leafa mare. Ei, nu știu dacă la banane ajunge, că bananele se strâng din America de Sud, din Costa Rica, de pe acolo. Nu doar, mă, ce vorbești. Nu doar. Ei, nu doar. Spunem că mai mult de acolo se aduce la noi, deci toate bananele, uiți că ele sunt proveniența bananelor. Este Ecuador, păi da. Costa Rica, ce mai este acolo? America de tu Sud? Tu știi că sunt moldoveni în America de Sud care muncesc la posibil, banane ananas? Posibil, da. Iată, apropo, ne-a sunat ananasul. Da. Ananas, apropo, și la noi cresc. Da, știu. Băi, apropo, chiar bună comparație. Așa e? Hai zi, ananas. No. Ananas în cuptor. Știi, ananas în cuptor învelit cu hamon. Care a venit din Spania. Ascultă, auzi? Denis, de tăiat, eu mor și regiune. Păi, după alt nume. Da, și da, și ce are asta cu culesul? Dar pe el culege din toată regiunea cu un nume. Ah, cu un nume culege din toată regiunea. Da, ți-i interzis să-i spui pe hotarele țării, tu-ți strigi. Cum ai de la Răzești, Colea de la Brișeni. Da, fost. Tot așa. Dacă pe toate. Tu dacă ieși de peste hotarele țării, ți-i interzis, tu te strigi. Așa. Tu dacă ieși de peste hotarele țării, tu vii stricat de acolo, ți-i interzis să ieși, trebuie să rămâi acasă. Da. Nu mai e, cu mine nici samolotul nu spornește. Păi da, așa zic, da. Acum ar fi samolot traduce în direct în limba română. Autozburător. Autozburătorul. Autozburător, da. Nu ar fi samolot. Samolot, autozburător. Sâne zburător. Sâne zburător. Eu ia, măi. Tu ai sâne zburător. Tu ai, mă, ai. Tu nu uita că tu în primul rând ești verișor drept cu geamandură. Da, serios. Da, ok. Hai. Măi, iată că aici ne apare... Băi, uite deja ce face Facebook-ul, tu îți dai seama? Apare notificarea... N-am știut. Apare notificarea cu ăsta. Ce, dacă cu protesta au jurnaliștilor independenți la CSM.
Dacă odată ai fost interesat de evenimentele postate de acest om, dacă odată, gata, de data viitoare îți vine. Da, da, da. Ok, da. Ok, da, el are o memorie nebună, Facebook-ul ăsta. Are memorie, doamne fere. Cum se numește? Alo. Alo, bună. Salut. Un moldovean culege colbu din buric, înainte de baie. Nu-i colbu, măi, dar scamă. Nu colb, dar colbu. Scamă și colbu și împreună. Șușul. Corect. Șileț, da? Șileț. Și păi ei, chestia asta este așa un aparat mitel care scoate șileț, știi? Și tot așa, îl bagi în buric și fac... Dar vezi că poți să mai iei ceva cu dumneavoastră. Un moldovean citind, râzând și gândindu-se la soacră, culege ciperci în pădure. O, bun. A cântând, măi, cântând, dar nu citind. La școală, la țară, profesoara întreabă elevii: copii, când este cel mai potrivit moment pentru culesul fructelor? Micul Gigel răspunde: când este legat câinele. Ok. Culege mere atâta timp cât șaric, câinele vecinului, în paranteză scris, doarme. Ia, una după alta. Ia zic că le grupează Facebook-ul, da. Rodica scrie: culege mandarine. Măi, în Spania, în Grecia, mulți moldoveni știu că au lucrat la cules mandarine. Un moldovean culege buchețelul de pe strada Iubirii, normal. Omul toată viața culege și la urmă alege. Iată așa. Să știți, pe viitor. Aici trebuia să zici așa, cu degetul în sus. Cu degetul în sus, și să faci o mutră din asta super deșteaptă, știi? Omul toată viața culege și pe urmă alege. Și pe urmă... alege. Cu mașina culge animăluțe pe Poltava. Asta e trist, Andrei. Iarba fericirii pentru... A, printre porumb. Porumb, da. Alo. Da. Okay. Alo, bună dimineața. Salut, bună dimineața, salut. Când pleacă cu jugulinea la serviciu, seara când se întoarce, culege toate pe ulițele înapoi care... Așa, așa, el corect, scoate o mână afară cu mamichii din magnet mare, știi? Și mergând pe drum... Nu, pur și simplu am văzut acum unul cu jugulinea și strânge, nu știu, căzut acolo, văd la el și... Ei, cum, și nu știi și-o căzut? Motorul căzut și nu știi și-o căzut. Legat cu sârbul. Nu, că ceva mițitiel, nu-i motorul. Apoi mițitiel era motorul, greu. La jugulinii era motorul mițitiel. Da, 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 ok. Bun, bun. Niște imagini de teroare, nu știu ce aici, unde se întâmplă. Stare de urgență a fost declarat stare de urgență în Napa, Sonoma și Iuba, acolo unde cel puțin 20.000 de persoane și-au părăsit locuințele. Incendiile continuă să amenințe mii de locuințe, fiind necesară evacuarea mii de rezidenți. Măi, Statele Unite... Da, e în plăcări. Statele Unite, în general, la anul ăsta, cam trist. Ce-ți dai seama, aproximativ 1500 de clădiri au fost distruse deja. Ok, asta așa, ca printre altele. Cine e prin California, aveți grijă că acolo bântuie focul. Bântuie focul. Da, noroc. Folie de la Dora, vă câteva păduchi, furnici, alte insecte. Și alte insecte, da? Și alte insecte, care prin casă. Niște mușți, țânțari, molii. Oniz. Ce mai este acolo? Care urmează să transforme mâine. Exact. Prieteni, ce culege un moldovean? Noi culegem mesajele tale la 9955. Apropo, pentru ca voi să culegeți premiul de la noi și de la partenerul nostru, mersi foarte mult. Este vorba de un uscător de păr, un foen, dacă e, așa e corect de zis. Ce, mă? Înainte de concert, Ionel Strati stă în culisă și culege firele de păr de piept. Da, se epilează, da? Moldoveanul culege minciuni înainte de alegeri. Băi, ce bine spus! Aici bine ai zis-o! Bravo! Unde începe asta? Bună ziua, Radio FM! Vreau să-i fac o surpriză surioarei mele, Tatiana. Așa scrie, măi, ce vrei? Băi, nu doar și sună cu Radio FM, dar și scriu cu Radio FM. Dă dracul, băi, cât de... Vreau să-i fac o surpriză surioarei mele, Tatiana. Dar stai să văd cum se numește, cum îi zice, domnișoare. Poziție, concediu, să vreau să fac o zi de zi. Și-o stimez mult, Lilia. Cu dispoziție, doamne, care poziție? Soare, o iubesc și-o stimez mult, Lilia. Mulțumesc, un cântic de la Ludmila Bălă. Lilia, așa un nume frumos de floare. Stai, stai. Așa un nume frumos de floare. Stai. Și de la dracului, dacă nu mai repetăm nici noi Jurnal FM de 1 milion de ori pe zi. Nu, stai. Lilia. Hai, lasă-mă, pierdem timpul. Nu, mă, stai, nu, eu sunt axat rău. Asta axat rău, sincer. Noi moldovenii vrem sau nu, culegem datoriile ce ni le aduc guvernanții, zice cineva cu 998. Și noi, când nu culegem numele tău de la 995, noi nu îți dăm șansa să culegi premiul. Vezi că i-a deconectat telefonul. Zic, acuși mă sună, ești așa. Moldoveanul culege ce sădește vecinul. Uite, a venit asta de la Petru. Bravo, Petrică. Măi, mesajele trebuie semnate. Pentru că dacă-s bune,
da. Și nu semnate nu merg în final. Din păcate. Bune și semnate merg în final. E foarte simplă logică. Așa că semnați mesajele pe care le expediați voi la 9955. Da. O faceți pentru un scop, nu? Ca să deveniți câștigătorii concursului. Lilia, avem un coace. Alo. Da. Lilia, bună dimineața. Bună dimineața. Te sună de la Radio FM. Da. O condiție, dacă vrei să ajungă mesajul tău pentru a fi citit în emisie directă, îl transmitem colegei noastre, Eugenia, care vine astăzi și face mesaje și dedicații, că noi dimineața nu facem mesaje și dedicații, da? Noi o să-l transmitem. Dar cu o condiție. Ești de acord să punem condiția? Tare. Da. Să ții minte data viitoare că postul de radio se numește Jurnal FM. Da. Da. Bine? Da, ce-am greșit, nu am fost corect. Tu ai zis Radio FM. Aha. Iar postul nostru de radio se numește cum? Nu știu. Uite, ce vorbești? Noi suntem vorbești? De la radio. Postul de radio, Jurnal FM. Aha. Iar tu ai scris Radio FM. Iar postul nostru de radio se numește cum? Postul de FM? Ce scrie, dar nu am înțeles corect. Tu-ți dai seama? Hai, măi, gata, nu știi. Stai. Acum, fii atent. Nu, stai, mă, fii atent, stai. Acum vreau să ne sune cel de ieri, cum te cheamă? Ăla de ieri care ne sună, da? Și când ne spui cel de ieri care ne sună foarte des, cel care scrie scrisori, da, trolul care scrie scrisori la ceceata. Vorbiți cu, da, să nu mai faceți teme dedicate moldovenilor, că moldoveni este o super națiune. Sunt atât de educați și cultural dezvoltați că nu se poate noi să glumim pe seama moldovenilor. Noi, am o întrebare. Am o întrebare simplă. Imposibil. Eu cumva, Alex, eu cumva n-am explicat poate corect, poate eu am zis ceva greșit, poate. Că prima dată Radio FM și a doua oară postul FM. E clar. E fost clar. Deci, prieteni, ați înțeles, da? Educație în masă! Educație în masă, prieteni. Culege diferite litere, cifre, apoi mai încearcă cu puncte, virgule. Poate a ghici parola vecinului la Wi-Fi, zice Cristina. Igor ne scrie, băi, atmosfera noastră are patru anotimpuri și mai vorbiți, băi. Da, da. Nu că patru anotimpuri eram, el a spune cu atmosfera noastră are patru direcții, da, cum spunea el, nu mai țin minte, nord, sud, vest, est, el de asta spunea, nu de anotimpuri. Primăvara culege leurdă și o săptămână între ghilimele, râgâie a primăvară, da, așa se zice, trandașit, spune Marcel. Valiera, o ales, tot o ales. Și la urmă când o cules e știu, clar ce a cules. Eu știu niște oameni care au ales și-o cules. Și-o cules. Ce mai prost fruct care se putea. Moldoveanul culege 4 ani ce a semănat în alegeri. Exact. Mâca culege sufletul din ograda vecină. Moldovenii culeg datorii la împrumuturi din Europa. Așa. Alo, bună dimineața. Hello. Алло, день добрый, Радио ФМ. Бună ziua, здрасте. День добрый, это я вчера звонил вам по поводу... дайте мне объясниться для русскоговорящих аскультаторий журналов. Увидать кувынт у русскоговорящих аскультаторий. Так, я еще аскульт. Дайте мне высказаться. Выскажись. Значит, я могу позвонить на любое радио, включительно ваш пост. Пост. И, да, радио FM. FM. И просто высказаться. Могу? Băi, nu mă fă... Microfon, da, pus, nu, da, nu, 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 da, o secundă, nu mă fă să cred că tu ești lângă Lilia, muia. Și cumva asta se transmite. Nu mă fă să cred că tu ești lângă Lilia, pe care am sunat-o în urmă, și tu cumva se transmite chestia asta. Eu de-atâta sun că sunt cu dânsa. Clar că hai, ok, hai, mergem. Da, patru direcții și noi el era, zic, te rog, vârme. Care vârtul, mă? Ce, vârtul, vorbești de telefon sau ce? Un moldovean culege toată viața sfaturi, spune Victoria. Dar culege și culege și tot nimic din asta folos. Na, n-ai nicio folos, alo. Alo, bună ziua, Elena Tădrești. Salut. Moldovean după ce vine de la Duduieță, pune soția să-i culeagă puișorii din țoară. De unde? De unde?
Bă, eu mi-i închipui, eu mi imaginez că asta a fost ceva foarte pervers. Și eu mi imaginez că a fost pervers, dar n-am înțeles dar n-am de unde. Ultimul cuvânt nu l-am înțeles, bă. De unde să-i culeagă ce... Puișorii din unde? Din pușoară. De sub braț. Din pușoară, din pușoară. De unde? Cea cușoară a fost. Mă, prieteni, fiți mai expliciți. Elena, ne mai suni odată. Elena ploare. Dar gândește-te, dacă e foarte pervers, nu ne suni. Ok? Adică sau poate modifici cumva. Colegi deputați pentru votul în Parlament, zice Ștefan. De mai bine de 20... A, moldoveanul culege roadele democrației de mai bine de 25 de ani încoace. Și tot le culege și nu mai poate, el sub poala s-a împlut cu roadele democrației deja. Moldovenii odată la 4 ani votează, apoi 4 ani strâng roadele. Eu, bă, tu la ce ești? La ce ești? Da. Ce știe, mă, frate? Ce a dat în voi? Alo. Așa, da. Lăsăm politica. Mergem cu ceva mai puțin serios, da? Pentru că asta facem. Ne facem dispoziție. Alo. Salut, băieți, încă noroc. Noroc. Și vreți să vă descoper misterul? Vă dezleg misterul. A, nu-i mag. A, totuși dezleagă misterul. Nu-i mag. Nu-i mag, Alex. A, păi asta nu Gabi trebuie să spui numi. Da, eu am zis că e mag. Eu ziceam că e electrocutat. A, zi, mă, ce? E praf de măcuc. A, praf de măcuc, mă. Tu l-ai dat prin blender? Nu, așa e de la uloinețe. Eu ți-am zis, mă, că e electrocutat. Eu nu ți-am zis. De la uloinețe. Și ce faci tu cu dânsul? A, te-ai la pescuit, tu faci bilișoare. La pescuit, absolut corect. La pescuit. Mine că în foșul plouat și am pus sub sursie. E clar, am înțeles. Apropo, la temă. Faci biluțe și pui pe asta. Da. Băieți, la temă. O gașcă de moldoveni, culeg, viețăvani, narcomani, proști, înainte de alegeri. Și dă câte 100 de lei și așa. Cheamă stradă. Așa, așa, culege, corect. Noroc. Noi, moldovenii, vrem să culege. Asta sunt deja patru mesaje în final, asta este foarte bine.